Salutare lume, iată că am revenit cu un nou video cu achizițiile din piața de vechituri. A fost o sâmbătă destul de ok, chiar dacă nu erau mulți vânzători, dar am găsit ceva chestii interesante. O să vi le arăt pe toate pe rând și o să vă spun și prețul, iar la consolele voi face și o probă în acest videoclip. Așa că dacă sunteți curioși să vedeți cât am dat pe fiecare, urmăriți în continuare acest video. O să încep să vă arăt parte din jocuri, ceva pentru consolă. Am luat acest hard disk pentru Xbox 360, e 250 de giga, poate am noroc și merge. A fost 20 de lei. O să fie numai bun pentru consola albă că acea ediție vine fără hard disk. Așa. Am mai luat acest San Andreas. L-am luat mai mult pentru carcasă. E al joc în interior. Da, am jocul. Ăsta oricum e praf. Am jocul, dar nu mai am carcasă la el. A fost numai bine să găsesc. A fost 8 lei. Nu e cea mai scumpă carcasă care am cumpărat-o, mai ales la câte jocuri defecte am luat de pe OLX. Dead Rising pentru Xbox 360, complet cu manual, într-o condiție destul de bună. Și mai avea un joc ce mă interesa, dar când m-am întors odată, un Naruto pentru PSP. Acum îmi pare rău că nu l-am luat atunci când l-am văzut prima dată. Acesta a fost 20 de lei. Varianta de Xbox 360 nu aveam, așa că e numai binevenit în colecție. Și am mai luat ceva jocuri de PC. Lovit un pic nostalgia cu PC-ul, dar nu prea am timp să mă joc oricum. Am luat acest Blades X. Nu știu exact despre ce-i vorba. Cu tot cu serial, dar arată destul de bine. Am mai luat acest Medal of Honor Anniversary. Conține mai multe jocuri. Și chiar arată foarte bine. Numai carcasa îi un pic defect aici și nu stă un CD-ul. Nu-l pot închide, ok. Așa, în engleză, frumos. Aș vrea să-l joc pe PC, dar nu am răbdare. Și acest The Witcher Wild Hunt, tot pentru PC. Discurile într-o condiție ok. Slipcase-ul ăsta iară. Nu știu exact ce ar mai trebui să conțină, manuale sau mai știu eu ce. Așa. Na bun, cam astea au fost jocurile. Aceste trei jocuri au fost 30 de lei, toate trei, 10 lei bucata. Acum vă voi arăta și consolele. Na bun, ia să facem test la consola asta. Să știți că Nintendo ăsta e un model, nu știu dacă pot să vă arăt. Vedeți că nu se desface. Modelul ăsta nu are porturile pentru controlere de GameCube. Asta a fost 40 de lei cu tot cu alimentarea. Ia să vedem. Poate am noroc să meargă, poate nu. Ia Naturliș. Învârte ceva înăuntru. Nu mi se da controllerul, evident. Unde așa nu-mi place să fac setup-ul. Uite-mă că s-a conectat. Și avem și un joc înăuntru. Nu știu cât de bine m-au auzit că stau cam departe și camera jos să vedeți și voi.
A, cred că mai bine nu-l porneam. Tache limbile, în engleză nu. Mi-a dat strike YouTube-ul pentru copyright. Nu stau foarte bine aproape de senzor. Măi. Ia. 9-9. Vedem cum se prezintă discul ăsta. Arată destul de bine. Bine, restul de test o să-l mai fac eu. Oricum trebuie să-i schimb limba, că nu înțeleg nimic ce e aici. Bun, asta a fost una dintre console, 40 de lei. O să vă arăt și pe ultima consolă și aia o să fie ultima parte din videoclip. Și ultima achiziție, acest PS3 roșu ca focul, va trebui să-l curăț cu aceste jocuri. Ăsta e înăuntru, dar mai este unul în interior. Un GTA în carcasa respectivă. Am schimbat TV-ul. Oh, ce silențios e față de el albastru. Nu știu ce jocuri. Așa. Și sunt destul de ok jocurile. Sunt curios să văd cât hard disk are. Și dacă merge controllerul. Tare bine nu merge controllerul. Ei. A? Controller perfect funcțional. Mai am eu controller pe aici, nu-i stres. Ăla să fie cel mai mare stres, că n-am controller. Altă viață. A, să vedem. Unde e System Settings? Nu, no, s-a stricat și controllerul ăsta alt. Cred că ar fi trebuit să-l opresc pe ăla alt. Da, unde era? N-aia, mă. Da, de azi văd. System information. Da, cu hard disk-ul de 400, de 500 de giga. Ia să vedem dacă citește și ceva joc. Game. Corupte data. Are văzut jocul sau nu? Cred că-i dus unitatea optică. Vedem acum. Ba nu. Oricum o să-l mai testez eu. Cred că trebuie să-i umblu și la setările video. Evident că mai trebuie testat la el, dar așa bine arată pe culoarea asta roșie. Na, bun, și cam asta a fost ultima achiziție.
Ăsta împreună cu jocurile, controllerul a fost 150 de lei. Da, bun. Cam ăsta a fost video. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!